Sunt convins că tuturor s-a întâmplat lucrul acesta ca plecând undeva să dai peste altceva care să pur și simplu să-ți absorbă toată atenția și să nici nu te fi gândit ce poți să vezi pe traseu până acolo, gândind că merg până la destinație, dar ce a fost pe traseu? Sau când ai vrut să faci ceva și când ai dat de altceva sau cineva a săpat în grădină și a găsit, wow, ce este aici? Acest lucru se întâmplă în Sfintele Scripturi cu noi. Când plecăm să învățăm ceva în drum spre locul acela, deodată ne pomenim că sunt alte lucruri unde Bunul Dumnezeu ne oprește și ne atrage atenția și ne spune. Și ne zice, nu merge pe un drum bătătorit, atât de bătătorit, încât oamenii adorm în bănci, ci deschide un drum. Deschide un drum nou, Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Și pentru acest lucru trebuie să știm că de fiecare dată când ne așezăm lângă Sfânta Scriptură nu e nevoie de bătătorii, de repetiție aceasta, de, de această rutină care obosește, dizolvă interesul nostru. E ceva nou, viu, frumos, chiar acolo. Și nu trebuie să-L lăsăm pe Domnul să plece. Nu te las să pleci, Doamne, până nu mă ajut să văd aici, în locul acesta, ce n-am văzut în viața mea, că este acolo. Știu că este acolo, dar... Și pe când mă gândeam eu și înaintam să să mă pregătesc pentru Daniel în groapa cu lei, sper deosebire de cealaltă predică pe care am ținut-o în California, lei în groapa lui Daniel, Mi -a, cel care a pregătit buletinul, zice, frate, ați răspuns, lei în groapa lui... Scrie așa ce ți-am spus acolo. Lei în groapa lui Daniel, că nu a fost el în groapa lor, ei au fost în groapa lui, zic. Acolo altcineva a fost în charge, cum zicem noi aici. Acum când mă gândeam să merg aici, deodată îmi dau seama că de fapt a fost un lucru și un punct mult mai important decât în groapă. Și anume pe marginea gropii. Acolo s-a dat bătălia. Groapa a fost numai concluzia. A fost numai partea vizibilă. A partea nevăzută. Partea aceea unde s-a luptat Duhului Dumnezeu, ghețemanii acestui suflet de om ca noi, s-a petrecut pe marginea gropii. Înainte de... În groapa cu lei este o operație extrem de simplă. Nu... Spre exemplu, a muri nu e nicio ispravă treaba. Asta mi s-a întâmplat de câteva ori. Nu e nicio treabă. A muri e nimic. Patul de moarte este ceva. Adică în momentul când te îndrepți și știi că te îndrepți spre un eveniment de felul acesta. Acolo se petrec într-adevăr marile lupte sufletești. Crucea de la Golgota nu este decât partea vizibilă a răstignirii nevăzute care a fost în viața Mântuitorului nostru permanent. aceasta a fost viața lui și la aceasta ne cheamă el pe noi să-și ia crucea în fiecare zi. Dar nu e nicio cruce, nu mă vede nimeni. Cu... Nu în fiecare zi, nu este un eveniment pentru o dată, pentru un loc, pentru un deal, ci este un fel de a trei. Așa că împreună astăzi mergem în acest studiu care mie mi-a clocotit în suflet, nu am mai avut răbdare să ajung aici. Chiar îi spune Ovidiu înainte, zic, sunt așa, zic, dar de ce, ce s-a întâmplat? Păi zic, mă, pune iară să stau aici. A, e ok că nu ești singur. E bine. Într-adevăr că nu sunt singur, am încredințarea că Dumnezeu e cu noi. Atât în predarea cuvântului, cât și în auzirea cuvântului. Și eu sunt un împreună ascultător cu voi. Am avut întotdeauna, așa am acest fel de azm, că nu pot să prezint din predică decât o mică parte când vin aici. Și plec cu ele acasă. Atunci, cum să rezolvăm? M-am gândit să am o altă emisiune înregistrată, numită Fără Mituri și așa cum au dus acasă. Mi-a venit în minte ceva frumos, o rugăciune. Și anume, am rugat pe Domnul, așa Doamne, cum mi-ai vorbit mie despre lucrul ăsta? Așa te rog să vorbești, fraților mei, dar cu mult mai înalt. Cu mult mai înalt și mai frumos. Să fă lucrul ăsta pentru fratele meu și sora mea care ai făcut pentru mine. Aceasta a fost cea din întâi rugăciune, cea de-a doua rugăciune. Doamne, când voi vorbi, exact cum am cântat la cântare aici, a fost foarte... Când ascult Evanghelia, scrie aici să te, asup, să te aud pe tine. Doamne, aceasta este trăirea jerfei cuvântului care este adus aici. Am înălțat a doua rugăciune, Doamne, te rog ca în bancă și în sufletul nostru să se audă nu glasul omului, ci glasul Domnului. Aceasta a fost rugăciunea. Și așa că mergem în Daniel pe marginea grupii, mergem până unde mergem, nu avem ceasul fixat, dar o să-l avem, Așa, și mi-ajută foarte mult mie lucrul acesta. De fapt și fețele voastre sunt un ceas foarte bun pentru mine. Eu vă spun, eu văd cât e ora imediat când mă uit la voi de aici. Se vede foarte clar lucrul acesta. Daniel pe marginea gropii. Acolo s-a petrecut adevărata luptă. Iubiții mei, groapa cu lei... A început cu mult înainte ca Daniel să ajungă pe marginea gropii. Groapa cu lei. Și groapa cu lei a fiecăruia dintre noi nu este partea vizibilă doar. Este, aceasta este o manifestare, dar ea se petrece în altă împărăția cerurilor. Nu este în manifestarea voastră din cântare, rugăciune, din cuvânt, ci este în inima voastră. Acolo se manifestă împărăția lui Dumnezeu. Acolo se desfășoară marea luptă cu adevărat. Și Daniel trece prin această groapă cu leul fricii. Când te alergă leul ăsta, leul fricii. Cine dintre noi ar fi trăit în perspectiva aceasta? Știți câți ani avea când... 81 de ani avea. Care om la 81 de ani? Hai când ești tânăr, n-ai minte și te mai iei cu lei. Dar când, când, ai 81 de ani, la 81 de ani, și când te gândești că după o viață de credință, a venit acolo în jur de 10-12 ani avea când l-au dus acolo, în Babilon. Acum, în timpul lui Darius, era în jurul de 80. Când te gândești că după o viață de credincioșie, de slujire, după atâtea rugăciuni necurmate ale vieții lui, să te pomenești în final adus într-o situație ca aceasta. Și mai ales când te gândești cât de nedrept este lucrul acesta că știi bine în sufletul tău și Dumnezeu știe ce e în sufletul tău, că nu ai intenționat și n-ai făcut răul acesta. Nu, dovadă că el la urmă îi spune, n-am făcut nimic rău împotriva ta, împărate, deși colegii au spus că e foarte rău împărate ce se întâmplă aici și așa mai departe. O să mai ajungem noi în locul ăsta, dar el știa despre sine lucrul ăsta. Când știi că ai făcut o tâmpenie și de mâna ta suferi, chiar nu te superi. Încă zici, Doamne, e prea puțin. Eu sunt de vină pentru treaba aceasta. Și când ești de vină pentru suferința sau moartea altora, e foarte sănătos pentru suflet să-ți asumi răspunderea. Încerca să vă obsești acolo ca și când nu s-a întâmplat nimic, trecem la punctul următor, cum se plângea un pastor de unezi, zice, Uh, nu s-au oprit, au trecut la punctul următor. Nu, nu putem să trecem. David, David nu trece la punctul următor, ci îi spune lui Abiatar, eu sunt vina morții acestor suflete. Orașul ăsta a fost masacrat din cauza mea. Eu sunt vina morții lor. El nu zice trecem la punctul următor. Nu trecem la punctul următor. Noi nu putem trece cu adevărat dacă încercăm să închidem ochii față de Vă rog să trăim și să primim în suflet realitatea luptei sufletești prin care a trecut omul acesta. Vă rog să mergem împreună în tăcere în acest ghet semane al sufletului. Cearcă să te gândești la lucrul ăsta și parcă nu poți să reziști să nu ridici un pic ochii în sus. Asta mi-e răsplata, Doamne? Eu zice, eu am sperat că va fi altfel. Am sperat că voi rămâne în cuibumeau, că am să văd copii și copiii copiilor lor. Eu n-am făcut niciun rău în viață, spune el, pentru care ar fi putut să aștept un așa rău, să mă aștept la așa ceva. Iar acum, ce soartă mi-a fost păstrată, spune el. Nu știu dacă Daniel s-a gândit neapărat în sensul acesta, dar sigur în fiecare suflet omenesc, în perspectiva încercării acesteia, vin tot felul de uh, gânduri în mintea și sufletul nostru. Dacă vorbim de groapa cu lei a lui Daniel și de Daniel pe malul gropii înainte de a fi aruncat în groapă, aș vrea să vă întreb în ce a constat lupta lui sufletească. Vreau să mă asigur că suntem într-o luptă de care suntem conștienți. Adică știm ce avem de făcut, știm de job description, cum zicem noi aici, afișa postului, ce am de făcut în treaba aceasta. Vreau să mă asigur, nu e nevoie să mergem prea departe. Astăzi putem să, dacă ne oprim la noțiunea aceasta, am câștigat foarte mult. Deci el trece prin această luptă sufletească înainte de încercarea lui. Spun lucrul ăsta pentru că nu va fi nimeni scutit de încercare într-un fel sau altul. Absolut nimeni. Și vine un moment în care un raport medical sau o situație din țară, din lume, cum este în diverse țările lumii, îți spune că, de fapt, în dreptul tău s-a emis un decret. E semnat, e fără întoarcere. Gata, ai înțeles, ai început numărătoarea inversă, iei măsuri și așa mai departe. Acolo, înainte de lucrul acesta, se petrec toate acestea. În ce constă lupta aceasta? Care este singura cale care duce la biruință, care e singura luptă adevărată. În ce, cu cine ne batem până la urmă? Ne batem cu frica, ne batem cu necunoscutul, cu spaima, cu ingratitudinea, cu, cu ce ne batem? Care în ce constă lupta noastră înainte de... Cine poate să ne dea o idee? Ar fi foarte frumos. Închinarea. Dacă am rămas sau sunt în legătură cu Dumnezeu încrederea în Dumnezeu. Aceasta este lupta. Aceasta este lupta. Lupta nu este cu lei din groapă. Au zis ce, ce specializați erau lei ăștia, au sfârmat oasele oamenilor din aer. Că frații cu invidia au fost până la urmă în groapă. Și vă imaginați să te gândești numai la așa ceva. Te sperii de un câine care ar doarmite să vezi așa fiare flămânde care se învârtă acolo în, în, groapă și urmăresc orice fel de mișcare. Nu, Daniel n-avea de luptat cu colții leilor, nu avea de luptat cu frica, nici tu, nici eu, nu avem de luptat cu aceste lucruri. Nu împotriva cărnii și sângelui, poți fi el de leu sau de ce o fi, avem noi de luptat. Ci lupta lui și lupta ta și lupta mea și a noastră a tuturor este să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Atâta timp cât vom ține ochii țintă la El, nu intră în sub apă. Lupta lui Petru nu era să meargă pe apă. No. Asta e treaba lui Dumnezeu. Lupta lui era să ține ochii la Isus. Lupta lui Daniel nu este legată de lei. Nu este legată de groapă. Nu este legată de colegi și frați care i-au vândut sângele pe bază de invidie. Nu este legat de nimic din acestea. El nu are de luptat cu așa ceva. Și oamenii care luptă cu așa ceva se distrug pur și simplu. Ați văzut oameni bolnavi mental, psihic, depresați și așa mai departe. Aceste lucruri toate sunt rezultatul unei lupte nedrepte, nenecesare. Și dacă te basculei că au colțe așa și că urlă, se supără lei sau se schimbă lei, dacă tu te frămânzi cu chestia aceasta, nici de cum. Dacă te frămânzi că au leu, câte ceea să mai am două ore și mă dacă te lupți cu timp, toate acestea distrug. Este un singur lucru care zidește în orice fel de încercare și anume ațintirea privirilor tale către singurul care te poate izbăvi de la moarte. Să ne uităm țint acolo. Aceasta este Ați văzut textul, de, care a fost, textul biblic care a fost citit de Nicolas. Pavel spune, renunțasem la viață. Ne-am dat seama că nu avem scăpare. Suntem condamnați la moarte. Ne-am luat adio de la viață, dar nu ne-am luat adio de la încrederea în Dumnezeu. Zice, imediat am, ancorat, am, am, ridicat ancora din viață, că mai avem câteva ore și ne aruncă. Dar am ancorat în Dumnezeu, spune el, care înviază morții, am pus nădejdea noastră acolo. Și apoi scrie el lui Timotei și am fost izbăvit din gura leului pentru că am privit ținta acolo. Aceasta e lupta ta. Nu uite ce mi s-a întâmplat. Lasă, frate, să întâmple. Că ele rămân acolo. Uite ce mi se poate întâmpla. Și la fel și cu treaba aceasta. Nu despre încercare este vorba, ci cu cine intri în această încercare. Nu ceea ce se întâmplă în groapă, ci ce se întâmplă pe malul gropii. Tot conflictul pe care îl vedem aici, cu Daniel fiind aruncat în groapa cu lei, tot ce vedem aici, izvorăște dintr-un singur cuvânt otrăvit. Este un arhaism acesta pe care îl vom spune? Dar are și corespondent neologismul. Este vorba de pismă. Este este arhaic. Sau invidie cum spunem noi în limbajul nostru. O, oh, e vorba de lei, de groapă, de decretul lui uh, Darius, de legea mezilor și peșelor care nu se schimbă. E vorba de oameni trădători care au venit acolo și și-au băgat nasul în rugăciunea unui om. Ai văzut ce a zis în rugăciune cum a spus chestia aceea? E, e... Nu. No. No. Nu este aceasta preocuparea lui Daniel. Nu este acesta subiectul. Subiectul este altul cu tine, Domnul meu iubit, vreau să coborăm în această groapă. Și Isus îl bate pe umăr și spune, nu pe tine te duce în groapă, pe mine mă duce în groapă. Omul ăsta care se crede Dumnezeu, e supărat de ideea de Dumnezeu. Nu e supărat pe tine, tu ești un prim-ministru bun, faci treabă foarte bună, dar ăsta e supărat pe ideea de Dumnezeu, nu pe tine te urăște, pe mine mă urăște. Nu pe tine te invidiază, pe mine mă invidiază oamenii aceștia. Și așa cum a spus Mântuitorul nostru: dacă pe mine m-au invidiat, cine sunteți voi să fiți scutiți de așa ceva? Ce pretenție este aceasta din partea cuiva? Din potrivă, s-au bucurat când i-a bătut peste față pentru că au avut parte de suferințele lui Hristos. Este o onoare lucrul acesta. Este o cinste. Încă unul dintre noi, Petru, nici nu vrea să primească cinstea de a fi răstignit asemenea Domnului. Nu, nu, te rog, vă rog din suflet, nu faceți lucrul acesta. Vreau să fiu răstignit cu capul în jos. Nu merit eu să stau asemenea Mântuitorului meu. N-aș vrea vreodată să se uite cineva la fel cum a murit Petru și să uite cum a murit Isus. Nu, nu, nu. Trebuie să fie o distinție clară, spune el. cu capul jos. Și așa, așa, să lui. Este o cinste. Este o onoare. Sunt atâtea lucruri care au capacitatea de a devasta sufletul și credința noastră, de a ne descuraja, de a ne muia mâinile, de a ne amărâ, de a ne face nefericiți. Sunt atâtea care au puterea aceasta. Există un singur medicament pentru toate acestea și unul singur exclusiv. Privirea țintită la Domnul și Mântuitorul nostru în mijlocul acestei încercări. Ne intrând niciodată singur, nici în încercare și nici în răsplătire. Nici în înfrângere și nici în succes. Nu, nu vreau să intru. Dacă intru singur în înfrângere, mă voi pocăi. Dacă intru singur în succes, voi deveni un diavol. Nu. Și de aceea a spus Moise, uite, vă dau țară. Nu, nu, dar nu singuri. Dacă nu intri tu cu noi, o să ne nenorocească această țară. Mi se va urca la cap și... Vom ajunge să dorim ca lumea să se închine la noi până la urmă, să ne facă rugăciuni la ușă sau să se roage de noi și vom ajunge cu aceste veleități demonice ale acelui care nu vrea să fie după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci vrea să fie în locul lui Dumnezeu. A început să simtă poftă de rugăciune. Eu înțeleg pe oamenii aceștia lingușitori și invidioși setați de sânge. Înțeleg pe oamenii așa, dar tu, împărate Darius, tu care știi bine că ești om, cum poți să primești așa ceva? Am spunea cineva, ziceau, au pus în slujbă pe omul ăsta. Ne pare foarte rău. Este un om sincer, de altfel. Și am spus, nu. Un om sincer s-ar fi ridicat și ar fi spus, uite, eu sunt beat, eu nu pot să conduc mașina asta. Dacă era sincer omul ăsta, nu se așeza la volan băut și după aceea a dus nenorocirea tuturor oamenilor din autobuz? Nu. Dacă era sincer, dar nu este un om sincer. Dacă era sincer cel care a zburat cu avionul și a căzut și a murit, ar fi spus că el nu este pilot. El acum, dacă era un om sincer. Așa că ei spun lui, uh, nimeni să nu înalțe rugăciuni decât la tine 30 de zile. Erau uh, aparența aceasta, îi așeza într-o poziție favorabilă în față de împărat. Vai cât de mult îl adoră ei pe împărat, până acolo încât vor ca toți oamenii să se roage la el, să se închine. Îți dai seama ce înseamnă asta pentru gâdilarea firii pământești, cum o numește Scriptura. El trebuia să se ridice și să spună asemenea apostolului Petru, pe care biserica a uitat și l-a dumnezeit. E păcat greu acesta. Și eu sunt om, a spus Petru. Închinete lui Dumnezeu, nu mie. Darius nu a spus așa ceva. Și pentru că nu a spus așa ceva, a căzut victima acestui complot al invidiei. Care se petrecea acolo. Daniel este victima unui complot al invidiei. Nimic altceva. Nu e vorba de închinarea la zei, nu este vorba de niciun fel de decret al mezilor și peșilor care nu se schimbă. Este vorba de răgnetul nemilos al invidiei care rodea sufletele acestor oameni din cauza lucrurilor pentru care Daniel nu era vinovat. Nu Daniel a cerut să fie pus în poziția aceea. Nici nu i-a trecut prin minte așa ceva. El a fost chemat și a fost așezat în poziția aia și vorba lui David, când l-au făcut ginerele împăratului, a zis, zice, crezi că e un lucru ușor să fii ginerele împăratului? Mai bine aș vrea să fiu ginerele lui Tatăl Metică sau Florea, care este aici pe stradă și să, să fi ginerele împăratului nu este un lucru simplu. Iar el în poziția în care este știe că răspunderea este foarte mare și vulnerabilitatea este foarte mare și ura cu care va fi înconjurat este teribil de mare, Problema gravă este cea care scrie în Scriptură și anume că Biserica Apostolică a fost prigonită de moarte pe bază de invidie. Nu pe, alt, nu pe, nu pe bază teologice. Vorbim teologie degeaba, să știe că e, vorba vorbă goală, pentru că e altă motivație la mijloc. Preoții s-au umplut de pismă, au întărâtat noroadele și au scos pe Pavel și... Asta era problema, Pisma care rodea, invidia care rodea mațele din ei, pur și simplu însetați de sângele lui, pe baza aceasta. Dar Scriptura spune, oamenii ăștia zice, au căutat niște oameni fără căpătâi în mulțime și au asociat lor, au ridicat toată cetatea la revoltă, toată cetatea s-a ridicat la revoltă, oamenii fără căpătâi merg în continuare și îi oprește unul, ia stați puțin, unde mergeți fraților? Nu știm. Cine știe cum numește Biblia pe cei care au însoțit pe Absalom? Care nici habar nu aveau ce era acolo. Cine știe expresia din Biblie? Nu, nu, nu zice oameni de nimic. Zice, l-au însoțit în prostia lor. Asta e cuvântul care e scris în Biblie. L-au însoțit în prostia lor. Preoții s-au împlut de pismă, au ridicat oameni de nimic din popor, și împreună cu ei au stârnit toată cetatea și au dat cu pietre până când au fost siguri că Pavel nu mai suflă. Orice prigoană vedeți în faptele Apostolilor, orice prigoană vedeți în viața Mântuitorului, orice prigoană vedeți în viața oamenilor lui Dumnezeu de-a lungul istoriei, are la bază invidia. Acum pe cel invidios îl înțeleg, el este posedat de diavolul acesta. Ce cauți tu, om de nimic, în echipa asta? Ce cauți tu? Dar ăsta știe ce caută. Ăsta vrea neapărat să-l vadă pe Daniel spulberat. Dar tu ce cauți în echipa asta? Ce caută cetatea care se ridică toată împotriva unui rapostul pe care nu-i cunoaște? N-a ascultat predica nu știe despre ce vorbește. De asta s-a ridicat... Unul dintre ei și-a spus: Legea noastră nu condamnă un om înainte să-l asculte. Nu întâi îl omorâm și după aia îl ascultăm. No, nu, nu mergem felul ăsta. Daniel face față acestor lucruri. Eu și cu tine suntem expuși acelorași lucruri în perspectiva încercării vieții noastre. Biruința se capătă nu în groapă, iubiții mei, ci înainte de groapă. Ghețemanii Domnului nostru Isus Hristos se manifestă și se vor manifesta în viața noastră într-un fel sau altul, fie chiar în fața unui decret de moarte. Daniel a trecut de două ori prin decretul de moarte. Odată cu înțelepții, când i-a condamnat la moarte pe toți și el era unul dintre ei, și a doua oară cu închinarea. Dacă v-ar întreba cineva și vă solicit atenția, dacă vă întreabă cineva, Domne, care a fost cheia biruinței până la urmă? Că s-a terminat spectaculos. Noi o să vorbim acum, de, am vorbit despre Daniel pe malul gropii înainte să intre în groapă și o să vorbim într-o ocazie viitoare despre Daniel tot pe malul gropii, dar când a ieșit din groapă. Că a, așa acolo este mai grav decât acum când, când a intrat. Dar dacă cineva ne întreabă, iubiții mei, care este cheia Închinarea, bine, asta a fost contextul luptei, dar a lui personal. În această luptă, pe marginea gropii, în aceste frământări grozave, confruntând aceste nedreptăți strigătoare la Dumnezeu, cui să spui că nu-ți dă voie să spui nimic? Mor cu dreptate în tine, mor cu nevinovăție în tine, n-ai cui să spui. Dacă vă întreabă cineva, să citați versetul acesta pe care o să-l avem acum împreună. Daniel, capitolul 6, versetul 10. Aici este cheia. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a fugit în pădure. Nu. Nu. A intrat în casa lui în basement. unde ferestrele odăi de sus erau deschise spre Ierusalim. Toată lumea știa ce e la etajul 1 acolo unde... Toată lumea știa. Asta a știut și domnul inspector. Și l-a chemat pe domnul învățător tremurând, te rog frumos să nu cumva să te rogi pentru mine. Nu cumva să spui vreo rugăciune între Eu nu sunt de bine, ăștia sunt care au făcut toată treaba asta. Și a știut și regina Scoției, zice, mie mi-e frică de rugăciunea bătrânului ăsta, mai rău decât o armată de 10.000, mi-e frică de rugăciunea asta. De ei știau ce este acolo. Și el nu a tras jaluzelele. Nu. Și știți de ce a urcat în aceeași cameră și cu aceleași fereste și fără jaluzele și știți de ce a urcat acolo? Nu, pentru că era un capsoman. Sau un rebel, sau un îngânfat, sau un sfidător. Nu. No. Acum, imediat, ne pregătim să luăm cheia cu noi în viață. Să citim mai departe. A intrat în locul acesta unde ferestrele doi de sus erau deschise spre Ierusalim și de trei ori pe zi, în genunchea, asta după ce s-a semnat decretul de moarte. Înainte ca să vii la rugăciunea aceasta de trei ori pe zi, făceai față doar unui pat cald, ceea ce care ai mai fi stat. Mm, Atât te luptai cu asta, dacă îl biruiei bine, dacă te biruia el pe tine, era altfel. Acum însă, ca să faci așa ceva, e alt preț, e altă etichetă acum. Dar nu se schimbă nimic. Pentru că nu se roagă în funcție de prețul pe care îl are de plătit. Nu are legătură cu prețul ăsta. Fie mare, fie mic prețul, e treaba lui. Cine l-a pus, răspunde pentru el. Vă rog să urmăriți cuvântul cheie. De trei ori pe zi, în se ruga și lăuda pe Dumnezeu. Cum? Ce făcea? Păi ne că s-a semnat decretul de moarte și trebuie să fi transfigurat, trebuie să fie de demolat, galben, nenorocit, ca Belgea, țar, când ne-au zis că s-a semnat decretul de moarte. Nu! Nu. El lăuda pe Dumnezeu de trei ori pe zi și acum care este cuvântul cheie? <laughs> mă bucur mult că l-ați găsit. Cum făcea și mai înainte? Ce ne spune vorba aceasta? Deschide o lume. Ne spune că tot ce ai făcut mai înainte de încercarea aceasta are un cuvânt de spus în momentul în care ești pe marginea gropii. Și că pe marginea gropii n-ai să faci altceva decât ce ai făcut mai înainte. Asta ne spune. Este înfricoșător. Dar este încurajator. Continuă în fiecare zi să zi de să pui ceva acolo în contul acesta. Într-o zi vei, vei lichida contul acesta, dar pune câte ceva în fiecare zi acolo, pentru că el stă în picioare în această grea încercare și eu și cu tine, pe baza faptului că așa a trăit mi-a recomandat un medic s-a speriat de niște numere ale mele și a zis, domnule, fii atent, te rog foarte mult, ai trebuit dus la spital. Păi de ce, domnul doctor, să mă duci la... Păi uite-te ce scrie, ce arată aici, -ar... Fii atent, să nu mănânci așa, să nu bei așa, să nu fumezi așa, să nu faci așa, cu Mi-a dat o listă foarte lungă, doctorul. Și am zâmbit și a spus, domnul doctor, păi eu așa am trăit. Eu așa trăiesc, domnul doctor. Mă bucur enorm de lucrul acesta zi. Mă bucur că îmi spui așa ceva. Dar nu încep de astăzi. Nu mai poți. Dacă încep de astăzi. Așa a procedat el totdeauna. Asta înseamnă un fel de ritual. Sfânt. Știți că acum generația tânără pune mare preț pe ritual? Și ei au ritualul, deci trezirea, spălarea pe din scutare fiecare. Intră pur și simplu în rutina zilei. Au multe de făcut, nu sunt ca noi. Au altă viață tinerii noștri de astăzi și ei au redescoperit puterea ritualului care te face să fie pur și simplu, să fie natural, să-ți fie natural lucrul acesta. Și veți rămâne uimit când veți afla de faptul da, voi ce ziceți? El, el a intrat după obiceiul lui. Așa, așa proceda el. Acesta era obiceiul lui Daniel de trei ori pe zi, cu decret, fără decret, nu are legătură cu decret, are legătură cu Dumnezeu. Dumnezeu este tot acolo. Dar ce ziceți? Dumnezeu are obicei? Obiceiuri? Parcă nu... Parcă nu-ți vine să asociezi. Dar dacă citim noi aici, în psalmul 119, versetul 32, să vedeți ce auzim aici. Întoarceți fața spre mine și ai milă de mine, după obiceiul tău, față de cei ce iubesc numele tău. Are Dumnezeu vreun obicei? Are. Dar Isus avea obiceiuri? Da. Avea obiceiul să fie în sabat la adunare. El, el nu venea la adunare. Ce facem astăzi? Nu, no, E deja intrat în, în viață ce am mai suferit noi că în timpul uh, epidemiei sau pandemiei, că era... Nu aveam ce să facem, era postiv și noi ne rugam la Dumnezeu rugăciune fără minte. Doamne, adu iară lucrurile unde au fost. Nu, Domnul a zis, vreau să le duc mult mai sus acum. Nu mai le aducem unde au fost. Mergem mult mai sus. Isus avea acest sfânt obicei când era în mijlocul mulțimii, după obiceiul lui a început să învețe? După obiceiul lui, în sabat era în casa lui Dumnezeu? După obiceiul lui a plecat în Muntele Măstrinilor la rugăciune? Pavel, după obiceiul lui, făcea lucrul acesta? Daniel, după obiceiul lui, făcea lucrul acesta? Avem această posibilitate mare să plantăm în Sufletul nostru aceste lucruri binecuvântate care sunt răgăciunea și legătura cu Dumnezeu. Și oricine va fi vreodată pe malul gropii într-un fel sau altul, și unii sunt chiar acum, când, când noi vorbim lucrul acesta, și nu cred că este nimeni care nu este încercat într-un fel sau altul, indiferent cine și cum. Înainte de groapa cu lei, Dumnezeu să ne ajute să biruim fiara aceasta a depărtării privirilor noastre de la El, a uitării prezenței Lui Dumnezeu și să ne ajute, înainte de groapa aceasta, să ne uităm țintă la căpetenia și de desăvârșirea credinței noastre și dacă trebuie să coborăm în această groapă, să coborâm împreună. Îți mulțumim, Tată Ceresc! Îți mulțumim pentru harul tău care nu ne lasă singuri niciodată. Niciodată. Dar noi ajungem să ne credem singuri uneori. Te rugăm în numele Domnului Isus, fă să sune în sufletul nostru, nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Pot să se mute munții, să se deschidă gropile, dar cu niciun chip nu te voi părăsi. Îți mulțumim, este darul sfânt al prezenței tale înaintea căreia ne închinăm și te binecuvântăm în veci. Amin.